Salut, prieteni, și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc despre Bitcoin și despre moneda virtuală Litecoin. Pentru cei care încă nu știu ce este Bitcoinul, este o monedă virtuală care s-a dezvoltat destul de mult în ultima perioadă. În România au fost lansate până de curând două restaurante care primesc plăți prin această metodă, adică puteți plăti ce consumați prin Bitcoin. În momentul actual, mă refer în momentul actual în care realizez eu acest tutorial video, moneda Bitcoin este tranzacționată cu 130 de dolari pe o monedă. Bun, este destul de ciudat, să zic așa, să zic într-un fel, pentru cei care văd acest video pentru prima dată, pentru că nu știu ce este acest Bitcoin. Bitcoin este o monedă virtuală care este susținută de utilizatorii din întreaga lume și sunt două moduri prin care putem obține Bitcoin. Ori putem cumpăra Bitcoin de pe o sursă, de pe o bursă de trade cum este aceasta, mtgox.com, ori putem pune calculatorul nostru să mineze după Bitcoin. Să mineze, mai exact să decripteze anumite informații ca să susțină sau să mențină rețeaua în picioare. În momentul de față sunt câteva sute de mii de calculatoare care minează sau care decriptează informațiile în rețeaua Bitcoin pentru a menține această monedă virtuală în picioare. Unii dintre voi probabil că au văzut la televizor despre Bitcoin și este și normal să vă apuce o nebunie de moment în care să ziceți gata, vreau Bitcoin, nu știu ce. Eu în acest tutorial am să vă explic puțin în ce constă această monedă și mai exact cum puteți să ajungeți să vă puneți calculatorul la treabă. Pentru că ideea sau momentul în care aflați pentru prima dată despre această monedă până ajungeți să aveți propria voastră monedă în portofelul vostru, este destul de lung acest drum. Pentru început aveți nevoie de un calculator performant. Când mă refer la un calculator performant, nu mă refer la un procesor de ultimă generație și la 30 de giga de RAM și la un hard disk de 40 de 4 tera sau nu mai știu ce. Avem nevoie de o configurație cu niște plăci video foarte puternice. Și când mă refer la plăci video foarte puternice, vorbesc de niște plăci video care ajung să coste undeva la 700-800 de euro bucata. N-am să aleg cea mai puternică placă, adică ATI Radeon HD 7990, care, după cum vedeți, este undeva la 5800 de lei. Cu ajutorul acestei plăci vă veți putea scoate investiția. Haideți să vă și arăt. Să vă arăt exact acest grafic. Da? Această placă scoate 1200 de megahash pe secundă. Această putere megahash este puterea cu ajutorul căruia decriptăm acele informații pe care le primim de pe serverul la care ne conectăm, la serverul Bitcoin. Acum am să accesez și un calculator. Vom căuta Bitcoin calculator să vă arăt exact, să vă faceți o idee cam în cât timp vă scoateți pârleala. Da? Avem aici aveți difficulty, aceasta este dificultatea monedei. Această dificultate crește de la un timp, crește destul de mult. În momentul de față este la 65 de milioane, este de așteptat că va urca undeva la 75 de milioane în câteva zile. Trebuie să ținem cont și de această dificultate, pentru că în momentul actual de la dificultatea de 65 de milioane cu o singură placă, vom genera 33 de dolari pe lună. Da? Dacă dificultatea noastră se dublează, am să pun 1.35, da?
Vom scoate doar 16 dolari. Aceasta este un micul truc pe care nu vi-l spune nimeni, tocmai pentru că lumea este destul de nebună să obțină putere cât mai mare. Da? Cu o singură placă nu faceți avere, însă puteți mina sau să vă puneți calculatorul la treabă și să țineți aceste monede până când va crește prețul undeva la 200 de dolari. Cea mai mare rată pe care a atins-o această monedă Bitcoin a fost de 266 de dolari în urmă cu o jumătate de an, când a atins apogeul. De atunci prețul se menține undeva la peste 100 de dolari și având în vedere încrederea care este acordată acestei monede, se speculează că va crește din ce în ce mai mult. Nu putem, nimeni nu poate să garanteze pragul unde va ajunge, dacă va crește sau dacă va scădea. La un simplu calcul avem 33 de dolari pe lună, deci am să fac 5800 de RON împărțit la 3,3, că atâta este dolarul, ar veni 1700 de dolari, da? Și 1750 de dolari împărțit la 33 de dolari, vedeți că avem nevoie de 53 de luni ca să ne obținem bani înapoi. Însă asta este și ideea. În momentul de față, în rețeaua Bitcoin, aveți nevoie de o putere mult mai mare, adică ați avea nevoie de 10 plăci, da? Cu care veți genera 330 de dolari pe lună sau, după cum vedeți aici jos, deja sunt anumite calculatoare care au fost create special pentru rețeaua Bitcoin. Da? Vedeți că această rețea, acest calculator care costă 2500 de dolari, scoate 50 de gigahash. Asta ar însemna 50.000 de megahash și ar face undeva la 1300 de dolari pe lună. V-ați scoate investiția în 2 luni. Este o afacere care a ajuns la un alt nivel în ultimul an, tocmai pentru că s-a dublat această dificultate și cu cât crește dificultatea mai mult, cu atât este mult mai greu sau va fi mult mai greu să obținem acești Bitcoin. Ok, atât despre Bitcoin. Am să vă prezint și cea de-a doua monedă care se numește Litecoin, pe care o susținem și noi, echipa tutorialevideo.info, tocmai prin acele calculatoare despre care vă vorbeam mai devreme. În momentul de față, noi deținem 4 calculatoare și mai exact 4 plăci video, 7950 VaporX, despre care v-am și prezentat pe website-ul nostru, care sunt la 1300 de lei placa video. Să deschid și un calculator pentru Litecoin să vă fac o idee. În momentul de față, calculatoarele noastre funcționează cu 2600 de kilohash pe secundă și ne generează un total de 189 de dolari. Investiția pe care am făcut-o noi se ridică undeva la 8000 de lei, adică 80 de milioane vechi, urmând să ne scoatem tot așa investiția undeva în 10-11 luni. Orice investiție ați face, vă veți scoate banii undeva în 10 luni. Chiar dacă investiți 1 miliard sau investiți 100 de milioane, investiția tot în 10 luni. Pentru că în momentul de față, prețul la un Litecoin este de 2,3 dolari. Însă dacă acest preț o să crească de la 2,3 la 4,6, atunci perioada în care voi vă veți scoate investiția se va înjumătăți. Ca în orice afacere, cine gândește logic va spune faptul că este prea frumos ca să fie adevărat. Nu este așa, pentru că noi testăm deja această monedă virtuală, minăm, avem 4 calculatoare în rețea care ne generează lunar venituri sau cel puțin un venit de minim pe economie. Cum ar rămâne la decizia voastră în cazul în care doriți să vă apucați sau aveți nevoie de investiție, pentru că este vorba aceea
Nu poți să faci bani fără bani. Da, o investiție destul de mare pentru foarte multe persoane dintre noi, însă și noi am făcut sacrificii, până acum se merită și nu am avut nimica de pierdut. Să sperăm că va rămâne totul așa. În cazul în care aveți întrebări sau doriți să vă explic mai multe, puteți să-mi lăsați comentarii în secțiunea comentarii sau puteți căuta tutoriale video despre Litecoin și despre Bitcoin pe website-ul nostru tutorialevideo.info. Ne auzim în tutoriale video viitoare și cei care au curajul și investiția necesară să se apuce, le dorim succes. La revedere!